E nevoie de reformă în sistemul de învățământ din România, sună ușor retoric, cei mai mulți spun că da, dar de unde începe reforma? Și ce anume ar trebui schimbat? Ce înseamnă performanță în învățământ în condițiile unor situații extreme? Elevi care se chinuiesc să termine ciclul gimnazial și cei cu rezultate deosebite la concursuri, la olimpiade și așa mai departe, e performanța în învățământ condiționată de note și de medii sau înseamnă mai mult? Câteva răspunsuri din partea profesorilor, din partea părinților și elevilor, dar și din partea unor oameni care încearcă să dea o altă direcție în educație, vin din Vrancea astăzi în reportajul ediției realizat de colegul nostru Gabriel Sava. O analiză recent publicată a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe tema situației economice din România arată că performanța educației românești a stagnat la un nivel redus în ultimii ani și riscă să se deterioreze și mai mult din cauza crizei COVID-19. Și recenta grevă a dascălilor dă semne că lucrurile nu sunt în regulă și că este nevoie de o reformă a întregului sistem de învățământ. Nici în Vrancea lucrurile nu stau diferit față de situația de la nivel național. Am discutat cu două cadre didactice care încearcă să facă o altfel de educație. Carmen Ion, profesor de limba română la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret din Focșani și organizator al Festivalului Internațional de Book Trailer Buvi. Din punctul meu de vedere, contraperformanța la nivelul elevului înseamnă analfabetismul funcțional. Definind contraperformanța, cred că este destul de clar ce înseamnă performanță. Și cred că la nivelul profesorului, excelența înseamnă un cumul de știință, materiei, știință pedagogică, suflet, dăruire și nevoia de a fi mereu mai bun tu ca om și tu ca profesor pentru tine și pentru elevii tăi, pentru a putea în felul acesta să dai cât mai mult, să deschizi cât mai multe uși copiilor. Cristina Bărbosu-Iene, profesor de limba română la școala din Sihlea, cea care a dat naștere proiectului Cafeneaua Părinților. Contează și cât de apropiat ești de copii, pentru că dacă nu se creează o relație, atunci e foarte dificil ca elevii să comunice cu tine autentic și să poți să le transmiți mesajul tău. Cred că sistemul e puțin axat pe performanță, dar performanța nu e totul. Elevul trebuie să iasă cu niște cunoștințe, cu niște competențe, dar e foarte important să echilibrăm și în zona valorilor. Și cred că acolo este rolul important al profesorului la clasă. Să știe să echilibreze zona de cognitiv cu zona de afectiv. Liceul teoretic Eremia Grigorescu din Mărășești apare pe lista unităților de învățământ din România cu un grad ridicat de risc privind abandonul școlar. Rezultatele slabe la evaluarea națională și la bacalaureat sunt repere care au condus la această situație, după cum spune Lavinia Angel, directorul liceului. Noi, de fapt, riscul de abandon școlar nu-l avem foarte mare. Noi stăm, în schimb, mai rău la rezultatele în ceea ce privește evaluarea națională. Deci numărul de elevi absolviți a fost de 38, dintre care 32 au luat note sub 6 la evaluarea națională. Majoritatea, deci nu chiar toți, și-au dorit să continue totuși studiile. Din păcate, există semnale că din cei care au fost repartizați, de exemplu, la Focșani, deja au abandonat, pentru că nu și-au mai permis naveta sau poate nu și-au mai dorit. Situația lor socioeconomică nu este deloc ușoară, deci fac greu fața anumitor cheltuieli. Costel Panaite, profesor de matematică la același liceu, vorbește deschis despre problemele pe care le întâmpină. Ultimele rezultate au direct legătură cu perioada de pandemie, când, în urma multor lecții online, rezultatele au fost cele pe care le știm. Am făcut față unor situații speciale pentru că n-am avut la îndemână suficiente resurse informatice ca să facem față. O parte din copiii noștri și chiar cei care sunt cu rezultate foarte slabe nu au posibilitatea să se descurce. Ce cred elevii însă despre sistemul de educație și ce anume consideră ei că ar trebui schimbat? Notele sau ceea ce învățați? Ambele. Care contează mai mult? Normal că ceea ce învățăm. Profesorii au așteptări diferite? Înțeleg, doar că, nu știu, parcă mai mult îi vor pe cei mai buni. Pentru voi ce e important? Pentru tine, spre exemplu? Ceea ce înveți sau nota? Ceea ce învăț. Învățământul din România la noi e mai greu. Adică nici profesorii nu prea își dau mult interesul. Ce-ai schimbat? Dacă ar fi să decizi tu? Mai multă activitate și mai puține teme. E ciudat, e foarte ciudat. Suntem a 12, avem bac și simțim că nu facem nimic. Asta și din cauza pandemiei sau e o situație generală? Este și din cauza pandemiei. Am făcut și online, facem și fizic. E greu, dar încercăm să facem față. Trebuie să ducem țara undeva. Ce înseamnă performanță pentru tine personal? Să fii capabil să înveți singur tot ceea ce trebuia să te înveți altcineva. Un părinte, care este și cadru didactic, nu prea mai speră într-o schimbare a sistemului. Sunt cadru didactic și sunt profund dezamăgită.
Nu am așteptări. Se vorbește de o reformă. Ce se poate schimba totuși? Din păcate, avem așteptări. Sunt 20 de ani cel puțin, dacă nu greșesc eu, de când ni se promit multe lucruri. Din păcate, nu se întâmplă nimic. Nici în ceea ce privește îmbunătățirea situației pentru elevi și nici pentru profesori. Dacă nu există dorință, nu se va întâmpla nimic. Nici alți părinți nu sunt foarte optimiști. Din ce în ce mai slăbuți, eu zic că era mai bine structurat înainte, învăța mai bine carte. Plus că era și conștiința alta. Îi impus mai multe reguli în școli. În primul rând, disciplină. Disciplină, că disciplina lasă de dorit. Am lăsat la final o discuție cu reprezentanții instituției care se ocupă de consilierea școlară a elevilor. Liliana Jeni Mihai, director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea. Din păcate, ne-am oprit doar la nivelul de a elabora proiecte, dar nu le-am dus până la capăt în sensul în care am implementat ceea ce ne-am propus în aceste proiecte. Poate și modificările care au survenit în ultimii ani, poate și faptul că nu există o predictibilitate și la nivel guvernamental. Poate toate lucrurile acestea adunate au condus la rezultatele pe care noi nu ni le-am dorit, în sensul în care suntem într-o permanentă reformă de 30 de ani. În loc de concluzii, închei cu un citat al lui Spiru Haret, promotor al învățământului modern din România și fost ministru al educației. Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara.